veți fi gazdele europei? Este o vizită istorică. Informarea cu privire la evenimentele din 10 august este declasificată. Este o victorie importantă, victoria de astăzi. Am recuperat voturile pe care le-am pierdut la alegerile europarlamentare. Par primele condamnări în dosarul colectiv. Suntem într-o situație proastă. Sunt foarte mândru și fericit că voi conduce împreună cu dumneavoastră afacerile noastre europene comune în acest semestru al primei președinții române a Consiliului Uniunii Europene. Păi de ce să-i votăm? Pe care să-i votăm? Avem în jur de 50% prezență la europarlamentare și în jur de 40% prezență la referendum. Nu cred că este scorul pe care ni-l doream sau pe care l-așteptam. Completul de judecată, dacă va rezista presiunilor inimaginabile care s-au făcut să se facă în continuare asupra lor, vor da achitare pentru că sunt complet nevinovați și nu e nicio problemă. Dacă nu vor rezista, nu vor da achitare. Oțule, ți-am adus hârtie! Vizita acum a Papei Francisc capătă la fel o importanță majoră pentru România, nu doar pentru catolici, pentru țara noastră, pentru că ne privește cineva important și prin el ne privește opinia publică mondială și nu are doar o însemnătate ca vizita oricărui șef de stat, o însemnătate politică sau socială, ci o însemnătate profundă. Venim astăzi să arătăm că acum 101 ani s-a făcut o țară mare și frumoasă, s-a făcut o țară binecuvântată pe care noi trebuie să o apărăm, pentru că e a noastră. Vine a fost țipătul disperat al unei copile de 15 ani care a implorat la 112 ajutorul. După 3 ani de abuzuri, de minciună, de dispreț pentru lege și activitate parlamentară și de bătaie de joc pentru cetățeni, Parlamentul României și-a dat examenul de maturitate astăzi. În această derulare a evenimentelor din 10 august, azi dimineața a sosit ultimul aviz și, în consecință, Comisia a decis declasificarea raportului. Așadar, în această zi, raportul este declasificat. Vă promit astăzi, aici, în această seară, că voi fi președintele tuturor românilor și a celor care m-au votat, cărora le mulțumesc în mod expres, și a celor care nu m-au votat. Astăzi avem peste 3 milioane de voturi, ceea ce înseamnă că avem numărul de voturi pe care l-am avut la parlamentarele din 2016 și care ne-au permis să intrăm la guvernare. Par primele condamnări în dosarul colectiv. Fostul primar al sectorului 4, Cristian Popescu Piedone, a primit o pedeapsă de 8 ani și jumătate de închisoare. Pacienții aceștia erau din start cu niște echipe care nu erau pregătite adecvat. La nivel de centru de aș nu avem câte ne trebuiesc. La nivel de chiar și de unități funcționale pentru asul grave nu avem încă câte ne trebuiesc. În continuare, dacă, Doamne ferește, am mai avea un episod colectiv, n-am putea trata toți pacienții în România, asta este clar, dar nicio țară din lume n-ar putea. Am evoluat, am recunoaște că nu putem.